4 ani la rând ne-am documentat prin arhivele străine, am reușit să facem rost de niște documente care ne-au ajutat la identificarea unor ținte, ca să zicem așa. Apoi am fost însulinat să culegem informații, în special de la pescare din zonă, care mai agățau diferite obiecte prin plase. Relativ 4 ore am reușit descoperirea 3 corăbii. A fost un moment unic în viața celor doi tineri constanțeni care vânau epavele britanice căzute în timpul războiului Crimeei în portul Sulina. Micul sat de pescari a suferit enorm de pe urma flotei engleze staționate la gurile Dunării la începuturile anilor 1800. La acea vreme, mai multe vase au fost cufundate sau au ars pur și simplu. Am început până a ne documenta și a procura diverse, să zicem, documente din secolele 17, 18 și 19. Sulina a fost arsă în timpul războiului Crimeei de către flota engleză ca represaliu pentru omorârea fiului lordului amiralității engleze. În Sulina nu există nicio clădire mai veche de 1854. Practic a fost rasă de pe fața pământului. Confruntând hărți vechi cu jurnale de bord aflate în biblioteci străine, cei doi entuziaști din Constanța au reușit să stabilească pe hartă locația unei epave despre care știau sigur că a existat și că a fost scufundată acolo. Și-au luat echipamentul de imersiune și s-au avântat în adâncuri. La 8 metri adâncime au găsit ceea ce căutau. Una dintre ghiulele, aici e roata de la tun, se vede roata de la tun și undeva, valul 2. Așa, aici se vede. Aici se vede, aici este butucul roții de la tun și restul roții. Altă ghiulea, se vede forma rotundă. Corabia s-a scufundat înainte de 1790. Explorarea epavelor submarine este palpitantă și miraculoasă și mulți o fac având ascunsă în suflet speranța secretă că vor descoperi o comoară. Și nu ar fi extrem de neobișnuit, corăbiile încremenite în nemurire au vechimi ce coboară până în secolul 15, iar poveștile unora dintre ele sunt impresionante. Ele sunt într-un stat de conservare destul de bun, e ca și cum ai scufunda un lemn în apă 20-30 de ani, cam așa. E stadiul lor de conservare. Cea mai interesantă dintre cele trei corăbii mi s-a părut cea de război, fiind scufundată în jurul anilor 1790. Am recuperat o ghiulea de 70 kg și o roată de afet de tun de o greutate destul de impresionantă. Exploratorii au descoperit numeroase epave și pe fundul Mării Negre în apropierea țărmului românesc, însă niciuna dintre ele nu ascunde vreo comoară importantă.